În România au apărut zvonuri conform cărora proaspătul antrenor al Politehnicii Iași ar fi purtat în trecut negocieri pentru a prelua banca tehnică a celor de la FCSB. Meme neagă însă orice discuție legată de negocierile dintre antrenor și gruparea roș-albastră, susținând că el ar fi aflat foarte recent de noua ocupație a fostului jucător al celor de la CFR Cluj. FCSB l-a ales până la urmă pe Elias Haralambus, fost jucător al celor de la FC lui. Cipriotul a fost instalat pe banca lui FCSB în luna martie anului 2023. Tehnicianul Cipriot are însă acum șansa de a cuceri primul titlu după o pauză de 9 ani pentru echipa lui Gheorghe Becali. Într-o intervenție recentă, Meme Stoica a vorbit cu surprindere despre mutarea pe care a făcut-o o zilele acestea Politehnica Iași. Altă surpriză colosală este că Iașul l-a concediat pe Grozavu și merge pe mâna unui antrenor despre care nu știam că este antrenor s-a spus că a fost dorit de noi. Deci eu l-am vrut, dar nu știam că este antrenor. Îl știu că a fost fotbalist, nici vorbă de așa ceva. Am vrut Haralambus și un antrenor bulgar, singurele nume luate în considerare, a declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport. Fostul fundaș lateral al lui Cefere Cluj, originar din Franța, a antrenat până acum în carieră mai multe echipe precum Braganza, Oliveriense, Naționala Camerunului și Montalegre. Însă, Politehnica Iași este prima echipă de primă șalon unde Toni Da Silva va avea calitatea de antrenor principal.